Bună dimineața! Good morning! Bună dimineața! I am Primoz Vehar, team leader of the EU-funded project which supports Republic of Moldova in EU accession process, in legal approximation efforts and also in the process of accession negotiations. So I'm glad that you came today here because we will present you a very unique handbook. Bună ziua! Eu sunt Primoz Vehar și sunt lider de echipă în proiectul finanțat de Uniunea Europeană care susține Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, în procesul de armonizare a legislației și negocierile de aderare. Mă bucur foarte mult că ați venit astăzi aici și veți asculta prezentarea noastră. I think there is no need to present you Ambassador Mr. Majeks, Ambassador of the European Union in the Republic of Moldova, and of course not also the Deputy Prime Minister responsible for EU integration, Madame Cristina Gerasimov. And on the left side, maybe you don't know, this is the author of the book, Mr. Vladimir Nejak, EU integration expert from our project, who was chief lawyer of the Serbian negotiating team in the first 5 years of Serbian negotiations till 2017. Otherwise also expert for legal approximation. Deci, cred că cu toții îl cunoașteți pe domnul Yanis Majeks, ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova. De asemenea, cu noi astăzi este doamna Gerasimov, doamna viceprim-ministru pe integrare europeană. Și alături de noi este de asemenea domnul Vladimir Nejak, care este și autor al manualului pe care îl prezentăm astăzi. Este expert în integrare europeană, a fost șef al echipei de negociere pentru integrare, deci din partea Serbiei, timp de 5 ani, în 2017, respectiv deci timp de 5 ani, și este și expert în armonizarea legislației. This book, which is presented today, I said it's unique. Unique because something similar does not exist in other candidate countries, because on a simple way presents the process of EU accession negotiations together with general views on European Union functioning. Și acest manual pe care îl prezentăm noi astăzi este ceva unic. De ce zic unic? Pentru că așa carte nu există nicăieri în alte state candidate. Deci este o carte care prezintă material pe, în vederea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și de asemenea face o prezentare a principiilor generale de funcționare a Uniunii Europene. Ideea behind, as agreed with the colleagues from Moldovan government, was to prepare a handbook which could be easily understood also by you, journalists, as well as on general civil society, students, scholars, general population. Because EU accession process is not a process of narrow political elites, but it's a process of whole society. Și așa cum am căzut de acord cu colegii de la guvernare, am avut scopul de a elabora un manual care ar fi pe înțelesul populației generale, de asemenea pe înțelesul dumneavoastră, stimați jurnaliști, pe înțelesul societății civile, pentru că aderarea la Uniunea Europeană nu este un proces ce ține de elitele societății, ci este un proces care cuprinde întreaga societate. From our experience, when we were negotiating and we were in the process, was a lot of misunderstanding by journalists, by the people, how is the process, how it goes, what it brings, and therefore this handbook is prepared. Mi-amintesc că când negociam noi ca țară, în societate era multă neînțelegere din partea jurnaliștilor, din partea societății civile și a populației generale cu privire la modul în care funcționează acest proces. Respectiv, într-o elucidare a acestor posibile neînțelegeri, revin cu manualul respectiv. So in the book you will find four chapters. One is an overview of European Union, how it functions. The second is enlargement process presented from first enlargement in 70s till the last 2013 with Croatia, and after we have also Brexit, so it's also here. And then the core part is EU accession negotiations, and on the end some lessons learned. Și respectiv acest manual are 4 capitole. Primul capitol prezintă o analiză generală a modului în care funcționează Uniunea Europeană,
Al doilea capitol prezintă procesul de extindere al Uniunii Europene, începând cu prima rundă de extindere din anii 70 și până în 2013, extinderea care a inclus Croația. După aia avem și mențiuni cu privire la procesul de Brexit. Al treilea capitol vorbește despre negocierile de aderare și al patrulea capitol prezintă lecțiile învățate în aceste procese. And I would also use opportunity to thank the Moldovan colleagues, especially from Bureau for EU Integration and Center for Legal Approximation, because they give a lot of useful hints and suggestions. And of course to European delegation colleagues, which were leading us through the process of writing the book. Și aici vreau să mulțumesc colegilor de la Biroul de Integrare Europeană și de la Centrul de Armonizare a Legislației pentru toate sugestiile și recomandările utile pe care ne-au dat. Și, de asemenea, vreau să mulțumesc colegilor de la Delegația Uniunii Europene pentru toată susținerea acordată. Mr. Bajek, the floor is yours. Thank you very much. And thank welcome to the Europe Cafe. It is always a pleasure for us to host events that are related to the European Union, and clearly this is as related to the European Union as it gets. Vă mulțumesc mult, bine ați venit la Europe Cafe. Întotdeauna este o plăcere pentru noi să găsuim evenimente legate de Uniunea Europeană și acest eveniment, aș putea spune, se referă direct la chintesența Uniunii Europene. And thank you very much for preparing this book, because I already had a time to go through it a bit, and I think it is very useful because it's also written in a very easy to understand language. Vă mulțumesc mult, stimați colegi, pentru că ați lucrat la această carte. Eu am avut deja oportunitatea să o răsfoiesc și pot să vă zic că este scrisă într-un limbaj foarte accesibil. And why it is important for the Republic of Moldova? It is because if you look at the big context, after a break, the European Commission has put enlargement again as one of the key priorities, so it is clear that the European Union is ready to move ahead with enlargement. Și de ce este important acest manual? Bine, după o anumită pauză, vedem iarăși că Comisia Europeană a setat un proces de extindere ca nouă prioritate cheie, respectiv înțelegem că este pregătită Uniunea Europeană pentru o nouă rundă de extindere. And of course, there has been the enlargement process already going on with the Balkans, and if we use a similarity with a train, so their trains have been chugging along already for a while. Bine, avem și procesul de extindere din Balcani și dacă este să facem o paralelă, vedem că aceste procesul lor de extindere deja se tergiversează de un timp. I think you'll still have to use the train analogy, because I'm still getting the train, that the Moldovan train will have to be quite a rapid one. Și dacă este să facem o analogie cu un tren al mersului spre Uniunea Europeană, am să vă zic așa, dacă Balcanii au cam încetinit vagoanele, atunci Republica Moldova va trebui să sară într-o locomotivă foarte rapidă. But it is doable, and then also I would like to thank this well driver's manual for the train. Dar acest lucru este realizabil și eu cred că manualul respectiv va fi folosit drept un mecanism de accelerare a locomotivei. But I think what is also important in the book is that it's not only about the legislation, as already Primoš mentioned, this is also about communicating with the public. Și această carte, acest manual se referă nu doar la descrierea legislației, ci funcția lui principală este comunicarea cu publicul. And I was looking also at the lessons learned from the enlargement previous round, and I saw one lesson which is perhaps missing there. Și mă uitam la lecțiile învățate în ceea ce privește rundele anterioare de extindere și mă uitam că ceva lipsește. Because quite often governments have the temptation of saying in the process of enlargement that we need that for the enlargement process, or we need that for the Brussels.
Și deseori statele, aflându-se în acest proces de extindere, spun că, uite, avem nevoie de putare sau putare în vederea extinderei sau în vederea prezentării acestor lucruri la Bruxelles. And I'm very glad that so far Moldovan government has avoided such line of reasoning. Și mă bucur că până la moment conducerea Republicii Moldova a evitat acest mod de a raționa. But I think behind it is a very simple thing, and that is that the EU enlargement is not for Brussels, it is for the citizens of the countries that are becoming members of the European Union. Și, de fapt, procesul de extindere se face nu pentru Bruxelles, ci se face pentru cetățenii țării, care vor să devină cetățenii europeni. I think that's why it is so important also to communicate the concrete benefits that the citizens, that the businesses will have as the process of enlargement and the approximation of legislation and practice comes along. Thank you. Și este foarte important ca să comunicăm toate beneficiile de care se vor bucura atât cetățenii cât și mediul de afaceri pe măsură ce avansează procesul de extindere și armonizarea legislației. Thank you, Ambassador, for your words. So, dear Ms. Gerasimov, floor is yours, and I think you can speak in Romanian, so it's effective. And no translation. No translation. Thank you. Bună ziua tuturor! Mă bucur foarte mult să ne revedem astăzi la o nouă lansare de carte. În cazul dat este lansarea unui manual, un manual pe înțelesul tuturor, care ne explică despre ce sunt negocierile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Este foarte și foarte important ca fiecare din noi să înțeleagă ce facem și încotro ne îndreptăm și care sunt etapele pe care trebuie să le parcurgem împreună. Noi de aproape 3 ani de zile ne mișcăm cu viteza luminii comparativ cu alte state candidate care deja au aderat la Uniunea Europeană și este foarte important cu toții să ținem pasul în a înțelege etapele pe care le parcurgem. Este important să înțelegem aceste etape, în primul rând, ca să putem da o mână de ajutor în acest proces. Pentru că, după cum am menționat de fiecare dată, procesul de integrare europeană nu se face de o persoană, de un guvern, se face de întreaga țară. Deci fiecare din noi trebuie și poate contribui la procesul de integrare europeană. Și pentru aceasta e nevoie să înțelegem care sunt etapele pe care le parcurgem. În același timp, este foarte important să înțelegem aceste etape, pentru ca dumneavoastră, societatea civilă, jurnaliștii, mediul de afaceri, mediul academic, să poată să pună întrebări corecte și să poată monitoriza ce face guvernul în acest proces. Din nou, noi trecem printr-o perioadă în pas accelerat și este foarte, foarte important fiecare din noi să ia acest manual, nu doar să-l răsfoiască, dar să-l citească cap-coadă, în așa fel ca să înțelegem care este drumul pe care îl parcurgem împreună. Aș vrea să mulțumesc foarte mult echipei care a lucrat la pregătirea acestui manual, echipa lui Primoș Verhar și, desigur, Vladimir Mergeac, aici unul din autorii acestui manual, dar și nu în ultimul rând colegilor de la Birou pentru Integrare Europeană, colegilor de la Centru pentru Armonizarea Legislației și, desigur, colegilor de la Delegația Uniunii Europene. Împreună, cred că în următoarele săptămâni putem să ne asigurăm că acest manual ajunge în școli, ajunge în universități, ajunge în fiecare instituție care vrea să cunoască mai mult despre procesul negocieri. Iar eu vă stau la dispoziție împreună cu toată echipa pentru a explica mai multe decât ceea ce se regăsește în acest manual. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Madame Gerasimov. And before you can put some questions, I would kindly ask also my colleague, Mr. Vladimir Medjak, also to say some words as a key author of the handbook.
Thank you for your kind words. It was really a pleasure writing this handbook. Mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase. Să scriu această carte a fost o adevărată plăcere. The idea behind the handbook was twofold. First one was to actually explain what is going on. Deci am avut de fapt două idei de bază în spatele acestui manual. În primul rând, am vrut să explicăm ce se întâmplă de fapt. And the second one was to, by explaining how it works, avoid usual misconceptions and misunderstandings that are common and that we got, me, Primoz, Alyosha and other people working on the project, we got in our countries during the accession process. Și în al doilea rând ne-am propus, explicând cum funcționează lucrurile, să evităm careva neînțelegeri sau concepte greșite cu privire la acest proces de aderare la Uniunea Europeană, astfel încât Primoș, Alyosha și alți membri ai echipei, noi am sesizat aceste concepte greșite la noi în țară. One of the things that is happening while joining the EU is actually to start speaking the EU language, which is not the usual form of language, it's EU jargon that you must understand in order to understand what the other side is telling you. Deci în procesul de aderare la Uniunea Europeană trebuie să începi să vorbești în limbajul european. Și acesta este un limbaj foarte specific și este foarte important să înțelegi în acest proces ce îți spune de fapt cealaltă parte. As a chief lawyer in our service negotiation team and the guy responsible for harmonization of legislation, I had to fight this every day for 15 years. Și timp de 15 ani, în calitate de jurist șef în echipa noastră de negociere, a trebuit să lupt prin aceste neînțelegeri ale limbajului. So when once, for instance, EU Commission wrote that Serbia will have minimal effect on EU policies, anti-EU part of the society understood this, that Serbia would have no vote in EU and would not affect decision-making process. De exemplu, să vă dau așa un exemplu, Comisia la un moment dat a spus că Serbia va avea efect minim asupra politicilor Uniunii Europene. Adversarii integrării europene au profitat de această sintagmă și au spus că de fapt ce zice Comisia este că Serbia nu va avea un cuvânt de spus în Uniunea Europeană. While in fact the European Commission was saying that due to its size, which is 6.5 million people, Serbia is not big enough to cause any disruption into EU policies, meaning EU policies will not have to be changed because of Serbia. Serbia can join and business would be as usual in Brussels. De fapt, ce a vrut Comisia să spună prin asta este că Serbia este o țară destul de mică, 6,5 milioane de oameni și datorită faptului că este o țară mică, Comisia nu va trebui să ajusteze politicile. Respectiv, odată ce va adera Serbia, lucrurile vor merge așa, la fel cum au mers și anterior în Uniunea Europeană, fără necesitatea ajustării politicilor. Yeah. So one very simple and factual statement caused a lot of political problems. And our idea was to actually explain how it works, so this kind of misconceptions would not arise. Deci, respectiv, așa o afirmație, aparent destul de simplă și clară, a generat multe probleme la nivel politic. Respectiv, scopul nostru, prin intermediul acestui manual, a fost a priori să explicăm cum funcționează lucrurile, ca să nu ajungem la asemenea neînțelegeri. So, we wanted to explain, and I will focus on that, what are the principles of accession negotiations, like what is this all about? Ne-am propus să explicăm care sunt principiile negocierilor de aderare. These are not negotiations like any other. Acestea nu sunt negocieri în sensul clasic al cuvântului. These are negotiations when EU system and EU law are not negotiable. So you're not negotiating whether or not Moldova will transpose and harmonize with EU legislation. You are going to do it. This is the main principle. Aici nu se negociază sistemul Uniunii Europene, legislația Uniunii Europene, respectiv nu se negociază transpunerea și armonizarea legislației. Aceste procese trebuie îndeplinite de partea moldovenească oricum. So this is not something imposed just for Moldova. So this is the principle since 1973 and since accession of the UK. So this is the
business as usual for the European Union. Și respectiv acest principiu nu este ceva nou, impus doar pentru Republica Moldova. Acestea sunt principiile care funcționează din 1973, de la aderarea Marii Britanii. Respectiv, asta este modul în care, în mod normal, operează Uniunea Europeană. So basically you accepted EU that you will transpose EU law when you applied for membership. We all did. Only thing that we are actually negotiating is how and when we are going to do it, not if. Atunci când Republica Moldova a solicitat să devină țară candidat, imediat prin asta și-a asumat faptul că va transpune, va armoniza legislația, deci se negociază doar cum și când vor fi făcute aceste lucruri. And the second principle is you're negotiating with 27 member states, meaning 27 member states are on the other side and you have to deal with every niche of the 20 member states which can actually ask you for clarifications and for different things that must be done before accession. Și al doilea principiu de bază este că negocierile se fac cu 27 de state membre. Respectiv, fiecare dintre ele vă poate cere să dați clarificări, explicații, să vă pună întrebări și trebuie să purtați un dialog cu fiecare din aceste 27 de state membre. Yeah, this is what I wanted to say now, not to take too much time. So the idea was to give thorough explanations of the things that are probably somewhere hovering around and not being clearly understood by most. Deci scopul nostru principal, prin prisma acestui manual, a fost să elucidăm acele aspecte care a priori considerăm că ar putea fi mai puțin clare în proces. Cam asta am pus să zic, nu vreau să vă arătesc prea mult din timp. Thank you, Vladimir. So this is what we wanted to say. We kindly invite you to take the handbooks, which will be useful for your daily work as journalists and reporters. Deci vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă îndemn să luați câte un manual pentru că va fi util pentru dumneavoastră în munca cotidiană în calitate de jurnaliști. And I'm sure that you might have certain questions related to the handbook or to the accession process, so feel free to ask a question. Și sunt sigur aveți întrebări cu privire la manual, cu privire la procesul de aderare, așa că vă rog. I have a question. So, Ludmila Barbu, Moldova 1. Acum 20 de ani, în 2004, am lansat primul proiect realizat, focusat pe ideea de integrare europeană a Republicii Moldova, Electro European. Și în această calitate de autor și producător, timp de 20 de ani, pot să spun cu încredere că apariția acestui manual a fost mai mult decât necesar pentru Republica Moldova. Mai cu seamă că, așa cum a fost menționat, noi nu avem prea mult timp la dispoziție ca să învățăm de dibuinte. Deci este foarte salutabilă apariția. Nu știu dacă există și versiunea în limba rusă. Dacă nu există, ar trebui să fie. Fiindcă, spre regret, politica lingvistică în Republica Moldova n-a fost dusă până la bun sfârșit și pentru o bună înțelegere ar trebui să existe și versiunea în limba rusă. Acum, ce ține de întrebări, pentru domnul Medac, o întrebare. Deci, pe parcursul procesului de negociere al Serbiei, ce subiecte au trezit cele mai mari frustrări sau cele mai mari îngrijorări a populației privind procesul de negociere și apropiere de Unie? Și pentru doamna Gerasimov o întrebare. Doamna Gerasimov, acum înainte de referendum am avut, putem zice așa, o campanie de informare privind integrarea europeană, dar cred că mai multă lume va recunoaște că a fost un fel de asalt. Deci, în extindere, dar nu în profunzime. Întrebarea mea este dacă biroul pe care o conduciți este în proces sau intenționează să elaboreze și să implementeze o strategie de comunicare care să fie focusată pe grupuri separate, care să țină cont de interesele și îngrijorările și temerile specifice pentru aceste grupuri, ori, de exemplu, producătorii sau exportatorii au alte îngrijorări decât au grupurile etnice, etc. Deci trebuie să fie, după mine, o strategie foarte bine conturată și să țină cont de
anumite curse care pot fi întinse la cel mai repier. Un exemplu ar fi, de exemplu, subiectul comercializării pământului, fiindcă s-a jucat foarte mult, nu atât pe esență, cât pe jocul de cuvinte. Fiecare punea altceva în acest sens de a impune să vindem pământul. Și situații de astea cred că vor mai fi foarte multe. Deci dacă deține cont și de acest fapt în această strategie de comunicare. Mulțumesc. Good afternoon, my name is Ludmila Barbu from Moldova 1. In 2004, so 20 years ago, we have launched the TV project called European Vector, aimed at informing the population regarding the essence of European integration. As an author and a producer of this TV project for over 20 years, I believe that this manual, this handbook, is very necessary to the Republic of Moldova indeed. As you mentioned, we do not have time to learn in the dark. But my question here is there a version in Russian for this handbook? Because if there's not, there should be for a better understanding of the text by the entire population of the country. Now my question for Mr. Medjak is the following. During the Serbia negotiations, so what were the topics that raised most frustrations and concerns among the population? And the question for Ms. Gerasimov, before the referendum, there was an awareness campaign unfolded regarding the EU integration, but the campaign did not go in depth of the different topics pertaining to EU integration. Now my question is, does the Bureau intend to implement a communication strategy that would be focused on different groups of population and on their specific interests and concerns? Because the interests and concerns of producers, exporters, different ethnic groups are different and we need to address them separately. So the question is, will there be a well-outlined strategy in this regard? Also, will you be addressing sensitive topics such as, for example, the sales of land in the Republic of Moldova, as it raised many concerns during the previous period? And regarding the sales of land, there was a wordplay used by our adversaries. They did not go in depth of the substance and essence of the sales of land, rather they played with this term in order to maybe confuse people. Which order? Yeah, well, okay. We have question about Russian version. Then it was to you, what is the most frustrating issues regarding accession process in Serbia? Then it's for Madam Deputy Prime Minister regarding Bureau communication strategy, and nothing for us, but there so far. So. Well, maybe the question on the Russian... Russian, I don't know, what is it? Yeah, well, as a project, we were working in English version because it's a working language of our project. So it's not my language, it's not Vladimir's language, so we did our best, and we did also the proofreading of the English native speaker and editor for English language. Then we did the same for Romanian language, because by our understanding of the Moldovan constitution, there is a language which is in use, it's Romanian language in this country. So nothing against Russian, it is open to be translated in the future also in Russian. But it was also idea to do in one book like bilingual version, so we did it in Romanian and in English, so which are both proof checked, legally reviewed and everything. So if there is an interest and there if the government expressed the wish, and I'm sure there is support of EU delegation which is financing this process, we can prepare of course also Russian language without any problem. So this is a good idea. Yeah, and it's even good idea, yeah, because we completely are aware that Russian language is prevailing by certain parts of population, therefore it's not fixed and finished, that's it and nothing else. So thanks for the proposal. Vladimir, maybe about the... Yeah, no problem. I guess she translates. Ah, yeah, sorry.
traducerea în limba rusă acestui manual, deci noi am lucrat la el inițial în limba engleză, nu e nici limba mea, nici limba maternă a domnului Iemerceac, totuși e limba proiectului, respectiv am scris manualul în limba engleză. Acesta a fost verificat din punct de vedere juridic și al limbajului ca să fie complet corect în limba engleză. De asemenea, am asigurat și o traducere iarăși verificată din punct de vedere juridic și lingvistic în limba română. Am avut ideea ca aceste două versiuni, limba engleză și română, să fie incluse în aceeași carte. Nu avem la moment o traducere în limba rusă, dar nu avem absolut nimic împotriva unei posibilități de a traduce manualul în limba rusă, deși este disponibil pentru traducere și dacă guvernarea își exprimă dorința, Uniunea Europeană va susține această inițiativă. Domnul ambasador consideră că este o idee foarte bună, întrucât conștientizăm că deci limba rusă prevalează în anumite părți a țării ca limbă de circulație, respectiv, da, credem că este o posibilitate. Not me. Cause of frustration. Well, at the beginning, the cause of frustration was the slow pace of accession. We are now 10 years in accession negotiations. Montenegro is 12. However, there is no frustration in Montenegro. So, okay. Deci, întrebarea mea cu privire la cauzele de frustrare. Prima cauză aș numi eu tempul lent de aderare. Atât noi cât și Muntenegru ne găsim deja într-o perioadă de 10 ani de negocieri, totuși se pare că Muntenegru nu este frustrat de acest proces. La noi, totuși, asta cauzează frustrare. The biggest issue Serbia had when we entered accession was the issue of Kosovo and Metohija. So that was the biggest issue. Cea mai mare problemă când am intrat noi în procesul de aderare a fost evident subiectul Kosovo. However, the biggest problems and the biggest issues that were happening there happened before 2012. Dar evident, problemele majore care s-au întâmplat în acea regiune s-au întâmplat înainte de 2012. And the frustration started after 2014 when we actually opened accession negotiations. Iar frustrările au luat naștere după 2014, când am deschis negocierile de aderare. So we cannot try to find the cause of this frustration in the slow pace, because it's inexistent in Montenegro, and we cannot find it in Kosovo, because the worst things happened before 2014. Așa că ne punem întrebarea, de unde izvorăsc cu adevărat aceste frustrări? Pentru că ne uităm la Muntenegru care merge în același tempo și la ei nu vedem frustrări, și pe de altă parte, problema cu Kosovo s-a întâmplat înainte de 2014, respectiv de ce ar fi izvorât anume aceste frustrări în 2014 în legătură cu Kosovo. The cause of frustration can be found in a very simple fact that 50% of the population in Serbia cannot see anything which is not authorized by the government. Și am tras concluzia că, de fapt, se pare că 50% din populația din Serbia nu prea acceptă sau nu vede lucruri care nu sunt autorizate de conducerea statului. And at the beginning of the process, like, Kosovo was the biggest issue among the population, and now it's the corruption and economic situation and livelihood. Și respectiv, la începutul procesului se pare că anume Kosovo genera aceste frustrări, acum se pare că este problema cea mai mare sesizată de populație, este corupția. And everything is about messaging. If you get the negative message from the state-owned media and the media under state control, having 40% of population in favor of joining the EU is quite high percentage. Și se pare că totul se reduce la mesajele care sunt transmise, în special de mass media, având în considerare și controlul statului asupra mass media, având o populație în favoarea aderării de 40%, eu aș zice că e un rezultat bun. Thank you. Vă mulțumesc. And you're the last one. Yeah.
strategic there. Aș vrea și eu să menționez că susțin ideea de a traduce acest manual în limba rusă. Este important ca absolut toți cetățenii noștri să aibă acces la această informație, să fie corect informați. Și dacă asta ar însemna să lucrăm cu delegația pentru a avea o versiune în limba rusă, o să facem tot posibilul să avem și această versiune în curând. Aveți dreptate, doamna Barbu, despre comunicarea pe dimensiunea integrării europene. Chiar dacă campania pentru referendum s-a terminat, este important să continuăm să comunicăm despre procesul nostru de integrare europeană. Iată, acest manual este un prim pas după referendum și noi vom continua să comunicăm activ cu toate părțile societății noastre. Acum 6 luni în urmă am început să lucrăm la o strategie de comunicare. Avem un proiect solid al acestei strategii care, așa cum ați sugerat dumneavoastră, țintește anumite categorii care au diferite interese și diferite înțelegeri ale procesului pentru integrare europeană. Această strategie urmează să fie definitivată și deja urmează să elaborăm planuri de acțiuni concrete pentru a lucra cu fiecare categorie în parte. Aici sperăm mult să continuăm cooperarea cu delegația Uniunii Europene, dar și cu alți parteneri de dezvoltare, în așa fel ca să ne ajute să elaborăm cât mai multe materiale care să fie la dispoziția cetățenilor noștri. La fel, vom lucra și în direcția îngrijorărilor cetățenilor pentru a le înțelege mai bine și pentru a le explica acolo unde îngrijorările sunt justificate. Sunt îngrijorări ale mediului de afaceri, îngrijorări din partea asociațiilor de fermieri, posibil, deci asta urmează să discutăm. La moment avem susținerea plenară a parcursului european din partea acestor sectoare, dar este important să menținem ritmul accelerat de comunicare în așa fel ca fiecare să înțeleagă care sunt etapele pe care le parcurgem și să fie sigur că Republica Moldova, că Guvernul Republicii Moldova, în primul și în primul rând, promovează interesele naționale de țară și aici se includ, desigur, interesele fiecărei categorii de cetățeni. În această cheie vreau să zic că există și foarte multe îngrijorări false. Acestea sunt narrative, niște minciuni pe care le-am auzit cu toții în campania până la referendum. Sunt aproape sigură că acestea vor continua. Nu suntem noi unica țară unde se vehiculează masiv falsuri despre Uniunea Europeană, despre integrarea europeană. Aici, din nou, rolul biroului de integrare împreună cu mass media, împreună cu sectorul academic, împreună cu societatea civilă, vom continua să explicăm cetățenilor care sunt îngrijorări adevărate și să discutăm despre ele și care sunt îngrijorări nejustificate, care au doar scopul de a aduce frică și incertitudine despre parcursul nostru european. Thank you. Thank you very much. It was one question about the land on the end, and I will just use 2 sentences from my country experience from Slovenia, because we have also a very big issue about selling the land. We are small country, 2 million citizens, encircled with, let's say, richer EU member states at that time, Italy, Austria, closes also Germany and all that, and was a great fear that foreigners will buy Slovenian land.
Deci, vă mulțumesc, doamna Gerasimov. Aș vrea acum să abordez și subiectul vânzării terenului pe care l-ați menționat mai devreme. Să vă zic așa, că Slovenia ea pentru noi deci o problemă, această vânzare de teren, pentru că noi suntem o țară mică, deci cu 2 milioane de cetățeni și suntem înconjurați de state europene mai bogate, mai puternice, Austria, Germania, și respectiv a apărut această temere la populație că din statele respective se vor cumpăra toate terenurile în Slovenia. Fear was so high that we, when we established an independency, even put in the constitution an article that foreigners cannot buy land in Slovenia, they can also inherit it in the sense of reciprocity. Deci atât de mare a era temerea asta că străinii ne vor cumpăra pământurile, încât atunci când ne-am obținut independența am și consacrat acest principiu în Constituție, astfel încât terenurile nu pot fi vândute străinilor. Of course this was against the association agreement and of course this is against the free movement of goods, capital of the European Union, and this article has to be changed. Desigur, acest articol, această prevedere contravine normelor europene, contravine prevederilor acordului de asociere, respectiv trebuia să modificăm prevederea respectivă în vederea principiului circulației libere a bunurilor fundamentat în Uniunea Europeană. And now we have a solution that if international treaty ratified by more than 2/3 majority of all members of parliament, then this could buying of real estate could be done. And this is association agreement, and this is the later accession agreement. So it's possible in Slovenia, but not for Chinese, not for American, not for Russian, not for Japanese, but for European, not for Moldovans, but if not you have a Romanian citizenship, but for members, citizens of the European Union member states. Respectiv, deci în conformitate cu principiul care spune că dacă un tratat internațional este ratificat prin votul a 2/3 din deputați, acesta capătă supremația asupra normelor naționale, a devenit posibilă vânzarea terenurilor către străini în Slovenia, însă în cazul dat, respectiv avem acordul de asociere, acordul de aderare semnat cu Uniunea Europeană, respectiv vânzarea terenurilor s-a deschis pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, nu pentru Rusia, nu pentru China, nu pentru America, ci pentru statele membre. Dumneavoastră, dacă aveți cetățenia României, respectiv puteți cumpăra terenuri în Slovenia. And practical consequences are very minor. Of course, there were some companies buying land because they built companies, they built factories, but they employ a lot of people there and all that. And also some pensioners buy some flats, or some people due to the job move to Slovenia, buy apartments or houses, but it's very minor and has absolutely no effect of our national identity. The real estate market has no big troubles or turbulences because of that. So the fear was completely unjustified. So. Care au fost consecințele practice ale acestor modificări legislative? Bine, au fost companii mari care au cumpărat terenuri în vederea fondării de uzine, fabrici, dar în același timp au și generat multe locuri de muncă. Au mai fost fenomene în care, de exemplu, pensionarii își cumpărau case, apartamente în Slovenia sau persoane care se mutau cu lucru în Slovenia și cumpărau un imobil, dar acest fenomen nu a căpătat o amploare care ar cauza careva turbulențe în ceea ce privește identitatea națională a Sloveniei sau piața bunurilor imobile. Respectiv, consecințele practice au fost minore. Maybe I would just add that practically all of the countries that have joined the European Union in the last 20 years
when in the process of negotiations that this was a sensitive subject for all of the countries, so that as a result, practically in all of the countries that have joined the European Union, there are very strong restrictions on the sale of land, also when it comes to even EU member states' citizens. Deci vreau de asemenea să adaug aici că toate țările care au intrat în Uniunea Europeană în următoarele, în ultimii 20 de ani au privit acest subiect ca unul de o sensibilitate sporită. Respectiv, chiar și la moment, în toate țările există careva restricții în ceea ce privește cumpărarea terenurilor de către cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene. There was another question, I think the last one. Yeah. I received an answer for my question, so I want to thank you. Okay, because the question was really substantive, so I hope the answer was as, answers were as well. So, if there are no other questions, I would thank you all, you for coming, and thank you for your presentations and discussions. So, thank you very much. Dacă nu sunt alte întrebări, atunci vă mulțumesc mult pentru că ați venit, vă mulțumesc mult pentru discuții și o zi frumoasă continuare. And thank the interpreter for following, keeping up with us. Și mulțumim traducătorului pentru serviciile acordate.